În acest videoclip vreau să arăt cât de ușor se pun ardei iuți la borcan, fără conservanți, cu doar 2 ingrediente, așa că asta o să fie în cel ce urmează. Am aici 2 dimensiuni diferite de ardei, medii și ceva mai mari, în total 1 kg. Pot fi și aceeași dimensiune, nicio problemă, dar eu vreau să am borcane diferite. Nu sunt plătit pentru reclamă, este doar o recomandare. Așa că osetul de bistrița este cel mai recomandat pentru murături. De asemenea, sarea neiodată este obligatorie pentru murături. Sarea pe care o vezi este una foarte curată, după cum bine se vede. Este de fapt românească, de la Slănic Prahova, de la celebra salină. Întâi de toate, ardeiul trebuie lăsat în apă cu sare. La 1 litru de apă am adăugat o lingură de sare. Pe lângă faptul că se vor curăța cel mai bine așa, se vor și muia în acest proces, asta o să facă mai flexibil și mai ușor de băgat în borcan. Am pus o farfurie deasupra pentru a mă asigura că ardeiul nu plutește și că o să rămână în saramură. Ardeiul mare l-am pus separat de cel mic, pentru că, după cum spuneam, vreau să am borcane diferite și o să fie mai ușor la selecție. Am stat așa cum este, vreme de 2 ore. Eu am ales borcane de 400, cred că sunt cele mai ideale pentru ardei iuți, nu sunt nici prea mici, nici prea mari, care trebuie neapărat bine spălate și sterilizate. Sterilizarea se face în cuptor, 150 de grade, vreme de 15 minute. Pentru kilogramul de ardei o să fie de fapt nevoie de 6 borcane, însă 3 deja le-am făcute, adică sunt gata sterilizate. După ce se domolesc și pot fi atinse, pot fi și folosite. După ce am scos din apă, nu i-am clătit, i-am lăsat așa cu puțin sare pe ei. Nu trebuie să fie nimic complicat să pui ardeiul în borcan, să pună picioare și să înghesuie cum se poate mai bine. Poți, de exemplu, să amesteci fără nicio problemă în borcan ardei mici cu cei mari. Este și mai practic, pentru că dacă nu mai încape unul mare, sigur o să încape unul mic. Iar acum, foarte simplu, neîncălzit, așa rece, îți adaugă și oțetul. M-am asigurat că borcanul este cât mai plin și trebuie pus și capacul. Borcanul poate fi refolosit, adică spălat și sterilizat, însă capacele trebuie să fie neapărat noi și bine spălate, în mod evident. Au în interior un plastic și nu o să fie o idee bună la cuptor. Atât de simplu trebuie să fie, trebuie așteptată puțin fermentația, totuși sunt arde pentru iarnă, probabil că un minim de o lună ar fi necesar. Acum că am făcut ardei întregi, vreau să arăt și o rețetă de ardei tăiați. Poți să tai și ardei mic, ardei mare, nu contează. Aromele diferă, dar se împacă bine. Pentru a fi cât mai exact cu cantitatea și aici, în fiecare borcan am căput 130 de grame de ardei tăiat. Într-o oală cu o proporție de 1:3 am adăugat apă cu oțet. O lingură de zahăr, 20 de grame, împreună cu o frunză de dafin. Asta pentru fiecare borcan în parte de 400, deci dacă faci 2, trebuie să dublezi cantitatea. Iar în cele din urmă, un praf de sare. Imediat după ce am luat de pe foc, lichidul fierbinte l-a băgat peste ardei în borcan. Preventiv, borcanul trebuie așezat sub un metal pentru a nu crăpa. Am strâns capacul bine și asta trebuie să fie tot. Acesta tăiat o să fie diferit la gust, cu siguranță se va consuma mai ușor pentru că este deja gata tăiat, însă mie îmi plac ambele variante. Poți să faci tu la fel, să ai, de exemplu, 2 variante în cămară. Cel mai bine se păstrează în cămară, mai degrabă la o temperatură mai joasă și constantă. În timpul fermentației o să scape lichid din borcan, așa că recomandarea ar fi să faci depozitarea într-o tavă sau ceva cu bordură pentru a nu face lichid printre rafturi. După deschidere, borcanul trebuie păstrat în frigider pentru că nu s-a adăugat niciun conservant.
Cam astea au fost toate detaliile importante. Dacă mi-a scăpat ceva sau vrei să mă întreb ceva, lasă-mă jos un comentariu. Așa că până data viitoare, Alex Basarab mă numesc, te salut și aștept cu drag la următoarea rețetă.